Romanul Idiotul, una din capodoperele lui Dostoevski, ne rezervă o experiență tulburătoare, nu doar prin titlu, ci și prin conținutul acestei cărți extraordinare. Personajul, protagonistul principal, prințul Mâșkin, se întoarce de la un sanatoriu din Elveția în societatea petersburgheză a secolului al XIX-lea. Prezența lui contrariază din start prin câteva aspecte. Identificarea cu suferințele oamenilor, transpunerea imediată în problemele oricărui nenorocit, prin felul în care îi ascultă, străvede în sufletul lor, rostește de fiecare dată blând adevărul și chiar își amestecă lacrimile cu cele ale omului care i-a ucis iubita. Acest roman a făcut celebră următoarea rostire: frumusețea va salva lumea. Într-un excelent articol, Gabriel Liceanu mărturisește că ani de zile a crezut, asemenea multor oameni, că aceste cuvinte vorbesc despre fiorul estetic, despre funcția terapeutică a artei, că fie citești o poezie, contempli un tablou, asculți o piesă muzicală și simți treptat cum ești vindecat în lăuntrul tău, te vindeci de urâtul din jur. Însă un student doctorand de-a lui l-a contrariat și a spus că, de fapt, frumusețea va salva lumea reprezintă o provocare de ordin moral, nu atât de mult din punct de vedere estetic. Poate frumusețea absolută a unui om să fie molipsitoare, deci să fie imitată de toți și astfel să salveze lumea, vindecând-o de bestialitate, de invidie, de egoism și prostie. Sau, dimpotrivă, la capătul experienței personajului istoric Isus și acelui literar Mâșkin, care un fel de reîntrupare a lui Hristos, pândește eșecul. Vă las să descoperiți care-i traiectoria pe care ți-o propune. Ceea ce șochează, într-adevăr, este încadrarea unui astfel de personaj drept ciudat, naiv, inadaptat, stupid, bolnav, un biet idiot, cum îl numește, deficient, nebun, chiar diavol, așa cum apare în textul de azi. Milă, dispreț, respingere, bullying, etichetare, judecată. Iată că nu suntem străini de niște atitudini interesante. Iată tratamentul de care are parte. Episodul de azi este o înlănțuire de 8 tablouri ce zugrăvesc reacțiile oamenilor cu privire la persoana lui Hristos. Cu alte cuvinte, toată lectura te invită să te reevaluezi, să-ți faci o radiografie, să vezi unde te poziționezi în lumina acestor reacții. Capitolul 2, iertarea și vindecarea slăbănogului. Important să monitorizăm cât mai bine traiectoriile pe care textul ni le impune. Chemarea lui Levi și acceptarea păcătoșilor. Paradoxul sincronizării bucuriei și postului. Neîngăduința sabatului. Receptivitatea mulțimilor, alegerea ucenicilor, hula împotriva Duhului Sfânt și prioritatea supremă, ultimul paragraf din textul de azi. Cheia înțelegerii relatării de astăzi pentru mine stă în această ciocnire dintre simpatia, dintre explozia de simpatie a mulțimilor și împotrivirea tot mai aprigă din partea fețelor religioase. Escaladarea interacțiunii este bine monitorizată pe parcursul întregii narațiuni. Dacă în 2:6 doar gândeau în inima lui că hulește,
În 2:16, cărturarii îi abordează pe ucenici. Hei, ce faceți? De ce mănâncă învățătorul cu păcătoșii și cu vameșii? Apoi, ucenicii lui Ioan îl abordează direct pe Iisus. Pentru ce nu postiți? Observați contrastul în care Hristos se poziționează în anumite momente. Când ucenicii smulg spicele în ziua de sabat, vezi? Ce ți-am spus? De ce fac ce nu-i îngăduit în ziua de sabat? Vindecarea omului cu mâna uscată de la începutul capitolului 3 e pândită, premeditată, pentru a-i pecetului moartea încă din start. Nu poți să nu te întrebi ce-a fost atât de grav. Pentru că la finalul aceluiași capitol 3 să fie etichetat nebun și diavol de către cărturarii cei mai de seamă. Cum se poate, pe fondul unei explozii de popularitate, să fii etichetat nebun și demoniac? Iată adevărul care cred că acoperă toată secțiunea care stă în fața ochilor noștri. Calea iertării, acceptării și bucuriei divine. Este și calea respingerii, împotrivirii și etichetării umane. Nu știu la ce te aștepți când vii la Hristos. Ce te aștepți să se întâmple în momentul în care îl cauți. Prezența lui este una inconfortabilă și te pune pe gânduri la fiecare pas. Împotrivirea escaladează de la un simplu dezacord lăuntric, la abordare indirectă spre alții, la interpelare, reproș, vezi ce ți-am spus, pândă, premeditare, nebunie, demonizare. Vocația creștină din totdeauna l-a expus pe om respingerii, deriziunii și suferinței. Matei 10:25, Mântuitorul spune, dacă pe stăpânul casei l-a numit Belzebul, nu înțeleg ce credeți voi că vor zice despre urmașii lui. Mai ales înainte de 89, foarte des am auzit argumentul acesta livrat din retorica comunistă, că religia este o cârjă pentru oamenii mai slabi, care n-au resurse, care nu pot prin forțele lor să o scoată la capăt. Cu cât mă apropii mai mult de miezul Evangheliei, realizez că pentru a veni la Hristos și a-L urma, ai nevoie de foarte mult curaj. De fapt, îți trebuie un pic de nebunie ca să îl asculți, să-l crezi și să faci ceea ce îți arată El. Așa cum spune și titlul unei cărți, curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Câtă încurajare pentru tineri, pentru sentimentele alea deranjante și incomode și pentru teama asta de oameni care o curs, așa cum zice Sfânta Scriptură în Proverbe. Încă de la început suntem alertați cu privire la nonconformismul Evangheliei. De multe ori cred că am avut o Evanghelie mult prea domestică. Trăirea dezinvoltă a distinctivității morale, vocația subversivă a Evangheliei, că ne provoacă la un fel de nebunie asumată, chemarea profetică a bisericii până la urmă. Mai ales într-o cultură a corectitudinii politice, în care toleranța este dusă la rang de absolut, în care toate lucrurile se pleacă în fața ei, în cultura occidentală, textul de azi ne oferă o variantă, un remediu extrem de inconfortabil pentru toate opțiunile astea. Primul text, primul pasaj, Marcu 2, de la 1 la 12. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el. Din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul.
Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, ce ai fi așteptat să spună Hristos după toată harababura asta? Păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față gândeau în inimile lor: hei, cum vorbește omul ăsta astfel? Blasfemie. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul că ei gândeau astfel în inimile lor și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice paraliticului: păcatele ți sunt iertate, sau scoală-te, ridică sfatul și du-te acasă? Păi, dacă ai spus păcatele ți sunt iertate, nimeni nu te poate verifica. Dar dacă ai spus scoală-te și du-te acasă, ai încurcat-o în ce privește credibilitatea ta în fața oamenilor. Din punct de vedere spiritual, exact pe dos. Cel mai greu lucru e ca să-i aduci în partea nevăzută, să-i aduci vindecare și tămăduire. Și observați cum se încheie: dar ca să știți. Observați cum se leagă în Hristos și în învățătorul lui, că Fiul lui Dumnezeu are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, scoală-te, ridică sfatul și du-te acasă. Și în dată. Oamenii au plecat de acolo, zis: în viața noastră n-am văzut așa ceva. Pe noi nu ne prea surprinde iertarea păcatelor, dar pentru un evreu marginal, cum spune John Mayer, o carte fabuloasă despre viața Mântuitorului, asta era Iisus. Asta ar trebui noi să ne repetăm. Un om de pe margine, care nu era băgat în seamă de nimeni, să spună așa ceva, era cu totul și cu totul neobișnuit. Încearcă numai să îți imaginezi puțin scena. Nici nu trebuie să te gândești prima dată la proprietar. Întreruperea predicii, poftim? Mi s-a întâmplat o dată sau de două ori în experiență, nu prea te simți, îți pierzi firul, nu știi cum să reacționezi în momentele astea imprevizibile. Forfota, exasperarea oamenilor, erau suradunat acolo pentru ceva, Hristos îi învăța. Ce se întâmplă? Neliniștea proprietarului, că îi distruge casa. Eu îmi imaginez scena asta, că el privea când la Iisus, când la cei patru, când la Iisus, când la cei patru. Dar îmi imaginez că soția proprietarului se uita numai la el, să vadă ce va face, cum iese din toată situația asta, cât de mult o să le avarieze casa. Mă gândeam că nu cred că aș mai lăsa vreo întâlnire de grup la mine acasă sau vreo adunare după o astfel de experiență de catastrofă. Nerăbdarea camarazilor de a ajunge la Hristos. Am abănuiesc că vă dați seama că nu asta a fost prima opțiune. Or venit, or văzut mulțimea adunată, s-au uitat la ușă, au încercat să vorbească cu oamenii de ordine de acolo, au încercat să trimită bilețele în față, să ia legătura cu Hristos, nimeni nu i-a băgat în seamă. Era ciorchine, mulțime adunată acolo, toate soluțiile, toate variantele. În cele din urmă le-a venit o variantă trăsnită care o șoca pe toată lumea. Să Hristos când le vede credința. Încercați să vă imaginați resemnarea celui în cauză. Bănuiesc că a fost un bolnav de bun simț, așa aș fi procedat și eu. Am tendința de multe ori când văd că un anumit lucru nu se rezolvă să zic: ok, poate nu îi să fie de data asta. Hei băieți, apreciez enorm de mult care e atitudinea prietenilor și dacă trebuie să te ducem pe sus, tot ajungi la Hristos. După toată tărășenia asta, cuvintele pe care absolut fiecare persoană din încăpere se aștepta să le audă: fiule, dacă tot ai făcut dezastrul ăsta, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și Hristos șochează întreaga audiență pe cel în cauză, pe prieteni. Pentru ce? Pentru asta ne-am strofocat să facem atâta pagubă la omul ăsta. Inclusiv pe cărturare. Iată adevărul pe care îl învăț eu de aici. Prezența lui e întotdeauna surprinzătoare, contrariantă, dar vindecătoare.
Vii la El cum vrei, cu problemele pe care le ai, dar așteaptă-te să fii surprins. Să te ia prin surprindere, întâlnirea cu El, experiența cunoașterii personale a lui Iisus Hristos. Iisus se pare că știe mai bine decât noi de ce avem nevoie. Nu cred că l-ai întâlnit pe Hristos dacă n-ai trăit, fie în experiența de la adunare, fie când ești singur, fie la grup, simți că îți niște adâncimi tulburătoare care ies la iveală, aspecte de mult uitate la care nu te-ai gândit. N-o să uit mărturia unei femei care era schilodită de artrită reumatoidă și a venit, evident, la pastor să se roage pentru ea. Când a venit, era într-un baston. Peste 6 luni, problema era tot acolo, prezbiterii s-au adunat împreună cu pastorul, au venit într-un cărucior cu rotile. Și au început să se roage și pastorul de data asta s-a rugat cu lacrimi pentru ea. Când și-au deschis ochii, ea era tot acolo. Reacția ei a fost surprinzătoare, radia de bucurie, spunând: s-a îndurat deja de mine, domnule pastor. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a vindecat inima schilodită de mânie. Iată că sunt în sfârșit o femeie liberă. Uneori nu conștientizăm probleme mai adânci decât pe fondul suferinței și a durerii. Ies la lumină niște lucruri. Și e important să fii onest, să le acorzi atenție. Unii spun și în rugăciune că nu se pot ruga, sunt prea multe gânduri care dau buzna. Psihicul în așa fel construit, mai ales dimineața, dacă sunt niște lucruri care ies la iveală, sunt lucruri importante, care trebuie să le acorzi importanță. Și să încep cu ele, să îi le predai lui Dumnezeu. Dacă mă enervează ceva, îi o superficialitate contemporană în care repede îi rezolvăm pe oameni să fie vindecați, îi tratăm noi instant. Când mă uit la Hristos, văd mult mai mult rafinament, respect, complexitate pentru problemele pe care le-au oamenii cu adevărat. Și asta mă șochează când intru în textul ăsta. Văd această dimensiune contrariantă, surprinzătoare și vindecătoare pe care o începe Hristos. Ce ar trebui să ne fie nouă clar este că poți să vii la El absolut cu orice problemă. Lui îi pasă de tine, indiferent de situația prin care treci. Și că prioritatea Lui este întregirea noastră. Vedeți, nu se mulțumește să zică și nu vrea să facă spectacol că l-a iertat și că numai din cauza asta l-a vindecat. Pur și simplu, Lui îi pasă de ambele probleme pe care acest tânăr le avea. Iată un alt adevăr important care cred că v-a intrigat legat de credință. Până unde duce credința? În când le-a văzut Iisus credința, i-a zis: cel mai bun lucru pe care îl poate face credința noastră este să-l aducă pe celălalt față în față cu Hristos. Ne vine greu să acceptăm, mai ales cred în mediul evanghelic, nu ne putem mântui copiii. Și asta e foarte bine, că ne despovărează de mult stres și de pericolul de a le strivi libertatea, de a-i lăsa să aleagă. Credința noastră trebuie să-i împingă față în față cu Hristos. Credeți că Iisus nu știe ce să le spună, ce să vorbească sufletului lor? Cum să li se adreseze? Care sunt întrebările cu care să intre în inima și în viața lor? Asta ar trebui să facă credința noastră. Să îi ajute, să îi aducă față în față cu Hristos. Însă nu pot trece mai departe fără să te întreb: ți-ar plăcea să ai astfel de prieteni? Dar eu sunt unul dintre ei. Se poate conta pe mine la greu. Câtă perseverență! Oamenii ăștia inventează biserica înainte ca să apară biserica. Asta înseamnă biserica. Asta înseamnă să faci parte dintr-o comunitate. Să fii un mădular dintr-un organism viu, ne arată Hristos. Ce intuiție formidabilă. Următorul text despre chemarea lui Levi și acceptarea păcătoșilor. Ne scapă și aici de multe ori indignarea, șocul, revolta pe care le stârnește atitudinea lui Hristos. Exorcizarea din capitolul 1
să auzi un om demonizat care zbiară în adunare la Hristos, nu cred că vei uita vreodată întâlnirea respectivă sau momentul în care Hristos atinge leprosul. Observați, putea să-i spună de la distanță, prin faptul că îl atinge. Observați cum intră în experiența acelui om pentru a-l vindeca. Și asta ne arată că în prezența lui Hristos te simți inconfortabil. Nu știi la ce să te aștepți. Nu știi ceea ce urmează. Îs curios cum am fi reacționat noi dacă am fi conștientizat că își alege unul dintre cei 12 un vameș. După aia îl vedeai tolănit, stând la masă cu toți declasații vremii respective, la party, în timp ce, bine mersi, ăștia la alți posteau. Observați contrastul în anumite momente dintre bucurie și austeritate. Vameșii erau localnicii angajați de roman pentru colectarea taxelor. Se spune că un copil sugea ura pe, față de roman de la sânul mamei lui. Și oamenii aceștia erau considerați trădători, erau urâți de către toți din popor, pentru că erau foarte bogați, adăugau taxe cât considerau ei, aveau sprijinul puterii romane politice din vremea respectivă. Erau considerați paria societății, neavând dreptul de judecător, martori într-un proces sau membri într-o sinagogă. Observați excluziunea din viața socială și comunitară. Și Hristos zice, vină după mine. Și cel care vine după el e Matei, care scrie Evanghelia după Matei. Observați ce fac etichetările noastre, cum îi îndepărtează pe oameni, ce vede Hristos când se uită în sufletul celorlalți. În Evanghelia după Luca 15, 1 și 2, înainte de marile pilde pe care le avem acolo, uitați ce notificare interesantă ne lasă Luca. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Cum poate un om care a trăit viața cea mai sfântă să aibă un așa magnet la oamenii păcătoși? În zilele noastre exact pe dos. Când pomenim cuvântul Sfințenie, parcă oamenii își întorc privirea în altă parte. La Hristos era exact altfel. Care-i secretul? Păi uite care-i secretul. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau în zeflemea, în bagiocură, omul acesta primește, îi acceptă pe păcătoși și mănâncă cu ei la masă. Printre cele mai puternice reacții interumane sunt acceptarea și respingerea. Cum te simți când copilul tău nu e acceptat la școală, în anturajul prietenilor? Cred că nu există sentimente mai chinuitoare pentru un părinte, pentru un tată. Cum te simți tu să nu fii acceptat în colectivul de la locul de muncă? Sau, Doamne ferește, să nu te simți acceptat în familia din care vii? Ce traume lasă, ce dureri! Asta e viața reală! În ea vine Hristos! Și observați atitudinea pe care o are. Nu le dă ignor cu flit, ci Hristos se tolănește lângă oamenii ăștia și le transmite un sentiment autentic de acceptare absolut pentru fiecare dintre ei. Până și un animal simte, până și un copil are instinctul ăsta să știe dacă îi sau nu-i dorit în familie. Oriunde ne mișcăm, avem nevoie disperată ca de aer atunci când vine vorba de acceptare. Poate că ăsta e locul marilor realizări și a marilor eșecuri și când vine vorba de biserică. Poate că acceptarea e cea care activează ce îi mai frumos și mai nobil în noi. Jonathan Swift remarca cu cinism în dreptul bisericii. Avem destulă religie ca să ne facă să ne urâm, dar nu avem suficientă pentru a ne face să ne iubim unii pe alții. Explicați-mi ce se întâmplă. Uneori găsești mai multă acceptare la școală, între colegii din afară și nu există în rândul bisericii. Asta a fost una din experiențele cutremurătoare pe care eu le-am trăit. Erau oameni care îmi spuneau ei ce să predic și eu vedeam că sunt niște lucruri, niște incongruențe care nici cum nu se lăsau explicate în mintea mea. În virtutea acceptării gratuite, totale, pe care Hristos mi-o acordă mie. Am întâlnit cazuri de oameni care și-au schimbat radical viața pentru că au întâlnit o
persoană. Și uneori am întâlnit chiar în relația de cuplu o persoană care se accepte exact cum sunt. Viața lor a fost radical schimbată înaintea lui Hristos. Albert Camus definea odată iadul, a fost șocat de imaginea asta, drept un loc în care identitatea cuiva îi fixată extern și irevocabil. Ăla îi așa. Cum avem noi tendință să ne pronunțăm. Cât de periculoase pot fi etichetările? Pentru Camus, iadul este locul în care cineva nu are nicio altă cale de a se explica pe sine, unde e fixat, clasat, clasificat odată pentru totdeauna. Iată întrebarea care mă bântuie de ani de zile. Dacă un Dumnezeu perfect mă acceptă pe mine, o ființă imperfectă, eu, de ce nu-l pot accepta pe cel de lângă mine? Relația dintre vechi și nou, mai departe. Vestea bună a iertării, acceptării, e interpelată frontal de data asta. Observați neliniștea și faptul că nu mai au răbdare să gândească, să discute cu alții, merg direct la sursă. Ucenicii lui Ioan și fariseii aveau obiceiul să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus. Pentru ce? Ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi benchetuiesc. Iisus le-a răspuns. Oare pot posti nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au cu mire pe ei? Nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti. Atitudinea crispată, constipată, ne este atât de familiară din majoritatea sferelor creștinătății. Am văzut de prea multe ori fețe acre, vederi înguste și chiar fanatism religios, încât ne-am săturat. Mai rar ne este dat să vedem chipul armonios, liniștit, îmbietor al creștinului. Și Hristos contrastează. Hristos nu zice, hei, nu mai avem nevoie de post. Ci Hristos spune, e vorba de timing, de vreme, de momente. O veni mirele, introduce motivul mesianic. E aici, celebrăm, ne bucurăm, soluția salvatoare a lui Dumnezeu. Ei, va fi luat mirele, o să vină vremea în care ei vor posti. Ei, asta mă uimește, îngemânarea asta formidabilă, spiritualitatea lui Iisus, îngemânează bucuria și postul, celebrarea cu austeritatea. Din perioada exilului babilonian ne vine un exemplu foarte frumos. Erau la sărbătoarea corturilor, se citea câte 4 ore pe zi, de dimineață până la amiază, se citea din lege. Oamenii erau răscoliți, au început să bocească, să plângă. Și conducătorii religioși, Ezra, Nehemia, leviții, trebuie să umble printre oameni, prin biserică, printre rânduri, zică, hei, sărbătoarea corturilor îi despre bucurie, despre izbăvire. Și acolo există un verset care ar trebui unii dintre noi să ne-l reamintim frecvent. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Sunt momente în care ai nevoie de o adiere, de o undă de bucurie în viață, ca să te simți întremat, pus pe picioare, să mergi mai departe. Și asta face Hristos. Vestea bună îți armonizează, nu îți destabilizează viața, îți sincronizează, nu îți dezmembrează acțiunile. Te așează într-un tot unitar. Dar ceea ce surprinde e că argumentul pe care îl aduce la povestea asta cu bucuria și postul cumva împinge lucrurile și mai și. Nimeni nu coase. Repetiția asta de 2 ori îți arată că vorbește din popor, de la o imagine pe care toți pot să o priceapă, cu toate că nouă ne vine tot mai greu să înțelegem imaginea astăzi. Nimeni nu coase un petec de pânză nou pe o haină veche. Observați repetiția, vechi nou. Altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi și marea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burduhuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile vechi și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Ce-i greu să înțelegem noi, Hristos niciodată nu a zis că burdufurile ale vechi nu au fost bune la vremea respectivă. Că hainele alea vechi, ponosite, altă dată nu erau în trend.
Ci observați, Hristos stabilește o relație corectă, dinamică între cele două realități. Asta nu puteau ei să priceapă. Cred că cuvintele lui George Edward Bateman Sainsbury m-au ajutat cel mai mult să înțeleg miza acestui text. Uitați ce spunea. Tradiția fără modernitate este o fundătură. Modernitatea fără tradiție este o iremediabilă și totală nebunie. Fie că e vorba de afaceri, de business, de biserică, de tot ceea ce s-a realizat în plan cultural în istoria umanității. Cartea lui Jordan Peterson, Hărțile Sensului, toată cartea îi pe tema aceasta. Că toată zbaterea omului e această pendulare între vechi și nou. Cum integrezi, cum cerni ceea ce ai fost învățat bine? Cum construiești, cum faci față provocărilor actuale? Asta ne lipsește noi, nouă, echilibrul. Să știm să acceptăm și fiecare ne putem verifica. Unii suntem mai tradiționaliști, a merge înapoi, dar nu e o soluție. Fiindcă faptul că ai încremenit undeva în trecut, într-un anumit proiect, nu te salvează. Pe de altă parte, unii au tendință să meargă după noua modă. Orice tendință care vine îi înghițită și asumată iresponsabil. Hristos spune cu totul altceva. Spune că e nevoie de un echilibru între vechi și nou, între tradiție și modernitate, între moștenire și inovație, între cărările bătătorite și cele neumblate, între zestrea înaintașilor și provocările actuale. Martin Luther are o imagine superbă. Spune, omenirea seamănă cu un om biat călare pe cal, gata să cadă când de o parte, când de cealaltă. Nu avem suficientă maturitate, suntem în confuzie de multe ori. Și există pericol, cel mai greu lucru e să te ții în șa și să mergi înainte spre destinație. Oare oglindește viața mea armonia bucuriei și apostolului, dar discernământul tradiției și înnoirii? După gândul inimii, abordarea indirectă, interpelarea deschisă a Mântuitorului, a sosit vremea reproșului și a premeditării criminale, dacă vă vine să credeți. Și în mod ciudat, pe sabat, de asta am și intitulat Neîngăduința sabatului. Aici era miza. Vezi? De ce fac ce nu-i îngădui să facă în ziua sabatului? Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului. Smuls, niște spice de grâu, le era foame, evident, iar omul cu mâna uscată, care avea nevoie, disperată ca cineva să se îndure de el. Foarte frumos, dacă ați conștientizat în săptămâna aceasta, când era cu mâna uscată, nu putea, Hristos îi zice, întinde-ți mâna. Observați, tot ce trebuie să faci când Hristos îți vorbește, e să-L asculți, să împlinești ceea ce spune în momentul respectiv. De asta depinde tot ceea ce urmează după. Hristos nu desfințează sabatul, desfințează doar lipsa lor de îngăduință și de compasiune. Asta era problema. Sabatul era un dar extraordinar pentru a putea trăi în armonie cu Dumnezeu, cu tine însuși și cu semenii. Spunea cineva atât de frumos, zice, dacă ai mers în Israel, acolo în sabat totul încremenește. Și omul descoperă că are suflet și că are relații de care să se bucure. Iată adevărurile pe care le putem descoperi aici. Un om care trăiește în spiritul, nu în litera legii, e o încurajare nebănuită pentru semeni. Tot aici putem puncta capacitatea de a integra verticalitatea cu flexibilitatea. Cei care sunteți perfecționiști, realizați cât stres punem pe cei de lângă noi. Un părinte perfecționist își stresează și poate stresa copiii la culme. Le poate strivi psihicul. Că paharul nu-i bine acolo, trebuie pus în altă parte și alte detalii de felul ăsta. Cât de mult contează să ai capacitatea să treci. Să nu te mai deranjeze atât de mult. Spun din propria experiență. Capacitatea de a integra pasiunea pentru Dumnezeu și compasiunea pentru oameni. Asta văd la Hristos. De prea multe ori am întâlnit extreme. Fie unii care au foarte multă compasiune, le lipsește arderea pentru Dumnezeu. Fie oameni care au ardere pentru Dumnezeu, dar își disprețuiesc semenii.
Și nu în ultimul rând, mesajul central legat de sabat, care trebuie revendicat, reactualizat. Sabatul nu e o zi pe care un Dumnezeu capricios ți-o pretinde, ci o zi pe care un Dumnezeu generos, binevoitor, ți-o oferă în dar. Părerea mea e că dacă noi nu vom ști să ne construim un mediu în care să existe odihnă și refacere și apropiere de Dumnezeu și liniște, noi ca civilizație nu vom putea supraviețui. În mod șocant, cineva spunea despre istoria evreilor că ceea ce a păstrat identitatea evrească intactă a fost ținerea unei astfel de zile. Gândiți-vă la lucrul acesta. Cum ne găsim noi odihna vindecătoare pentru a putea face față provocărilor din săptămână? Nu vine să cred, oamenii păcătoși tânjesc după acceptare și speranță, în timp ce oamenii religioși sunt deranjați. Vezi, Doamne, le face bine în ziua de sabat. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie, una din puținele ocazii în care ni se spune că Iisus a mâniat și mâhnit de împietrirea. Uite ce diagnostic pune Hristos pe ei. Ei ziceau, e îndrăcit, e nebun. Hristos zice, poate că problema e alta. Trebuie să decizi ce faci cu opțiunile astea. La asta te invită lectura Scripturii, a textului de față. Ce-o fi fost atât de grav încât să-i plănuiască moartea? Poate că există un tâlc din prelingerea vindecării leprosului de la finalul capitolului 1. Așa pășește în capitolul 2. Lepra religiozității amestecată cu păcătoșenia e letală. Lepra desfigurantă a religiei fără viață și a formelor fără fond. Mesajul central care străbate Evanghelia cap-coadă. Ce mă împiedică pe mine să mă las schimbat? Uneori e mai greu unui lepros, unui proscris să strige după ajutorul lui Hristos decât unor oameni care citesc Biblia și care îl caută pe Dumnezeu într-o adunare. Și cu atmosfera asta intrăm în tabloul legat de hulă. Hula împotriva Duhului Sfânt. Finalul capitolului e năucitor. Cei din familie? Din familie. Din familia lui. Îl consideră nebun, iar conducătorii religioși, că e diavolul. Cum te-ai simți? Răspunsul lui Hristos este în doi timp și două mișcări. Imaginea războiului civil într-o țară. Hristos se întreabă, dacă satana se răscoală împotriva lui, care-i bilanțul? O întrebare de bun simț. Și apoi zice, oare nu se întâmplă că numai dacă l-ai legat, ai putere ca să-l supui și să-l stăpânești? Verdictul lor e domnul dracilor. Verdictul lui, hulă împotriva Duhului Sfânt. Poate că unul dintre cele mai dificile texte din Scriptură, fiecare s-a frământat cu problema asta. Faptul că unii nu acceptă vorbirea limbii și prorocia, e considerată de către unii ca fiind hulă împotriva Duhului Sfânt, vorbirea vulgară care întinează numele lui Dumnezeu, unii care au avut o vorbire din asta necircumcisă și neatentă, au suferit și au trecut prin momente în care s-au întrebat, speriați, dacă cumva au intrat sub incidența poruncii. Împotrivirea feroce față de credința creștină, pe care unii au promovat-o fie înainte de 89, fie în anumite contexte, împietrirea, poate. Cea mai bună explicație pe care eu am găsit-o e ceea ce spune Andrei Pleșu că i-a zis un duhovnic la un moment dat. Prea multă speranță, prea multă disperare. Orice aș face, mă iartă. Orice aș face, nu mă iartă. Când ești în partea asta de jos, observi cum ești la limită să-ți închei socotelele cu viața. Dar observați cât de periculoasă e iluzia asta, detașarea, indiferența cu care trăiești. Până la urmă, experiența asta legată de hula împotriva Duhului Sfânt
îți arată pericolele reale care există. Marginile de care trebuie să ții seama. Că dacă te apropii de Hristos, citești Evanghelia, te apropii de El și nu se întâmplă nimic, îți consolidezi prejudecățile, lucrurile în care crezi, nimic din întâlnirea cu El nu te schimbă, poate că exact asta e problema. E un fel de a închide ochii în fața adevărului, de a numi răul bine și binele rău. De asta ești poziționat diametral opus față de Hristos la un moment dat. Poate că exact lucrul ăsta ne vine de ha, convingerea că noi știm până la urmă mai bine decât El cum stau lucrurile. Unii care ați fost atenți, ați sesizat că am lăsat două tablouri deoparte, însă cele două, receptivitatea mulțimilor de la mare și alegerea, punerea deoparte a celor 12, nu le poți înțelege decât în lumina ultimului paragraf. Ăla-i miezul, aia-i partea frumoasă în care Hristos își adună acea turmă mică și pe de lături e această reacție, ripostă, revoltă împotriva Evangheliei și a învățăturii sale. Prioritatea supremă a uceniciei. Atunci au venit mama și frații lui. Reține contextul tensionat în care are loc această discuție. Și stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine? Sunt mama mea și frații mei. Realizați sămânța de scandal pe care o induce? Nu că nu și-ar fi prețuit familia, ci când este pusă lângă ascultarea de Dumnezeu. Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei. Căci oricine studiază, vine la grup, la biserică, oricine face voia lui Dumnezeu, doar acela îmi este frate, soră și mamă. Miezul uceniciei creștine este ascultarea neabătută de voia lui Dumnezeu adusă prin Hristos. Următoarele două maxime ne vor ajuta să ne poziționăm. Jean Vanier, care a fondat o comunitate în Canada pentru oameni cu dizabilități, spunea: avem de ales între două modalități de a ne pierde mințile. Nebunea Evangheliei și nonsensul valorilor acestei lumi. Și Bonhoeffer spune: numai cel ce crede este ascultător și numai cel ascultător crede cu adevărat. Nu poți să le dezlipești. Nu există credință fără ascultare și ascultare fără credință. Dă-mi voie să te întreb ceva. Care-i părerea ta? De ce crezi că l-au răstignit pe Iisus Hristos? Pentru că a fost un inadaptat. Un non-conformist. Și a trăit propria viață din cu totul altă rațiune. Dintr-o formă de nebunie asumată. Nu aceea de a fi pe placul oamenilor, ci de a fi pe placul lui Dumnezeu. Cei de la OCS au scos o piesă manifest în 2011 intitulată Razna. Razna am luat-o cu toții, dar voi ca tonții nu observați. Văd sanatorii cu balcoane, uniformitatea blocurilor din perioada comunistă, borcane de pastile goale, dependență de industria farmaceutică, cămăși de forță dantelate. Extraordinară metaforă cu privire la subtilitatea și sclavia modei în anumite momente. Reflexe prea condiționate. Concluzia mea, apropo, e una dintre cele mai metafizice piese pe care le-am ascultat vreodată, deși cei care o gândă nu-și propun, nu se gândesc la ce mă gândesc eu. Numai în ascultare de El vom putea
conștientiza gradul devierii noastre. Numai când asculți, până atunci nu știi despre ce vorbești. Hristos scandalizează din start prin iertare, acceptare, bucuria vieții, paradoxul contextualizării, verticalitate și flexibilitate și ascultare neabătută, fără compromisuri. Calea iertării, acceptării și bucuriei divine este și calea respingerii, împotrivirii și etichetării umane. Nu știu dacă ai remarcat, însă calea ascultării nebuniei Evangheliei este și calea, și aș vrea atât studenții cât și tinerii să fie foarte atenți, libertății interioare, a acceptării de sine, a distinctivității morale, a individualității salvatoare, a discernământului matur și soluția pentru a nu fi înghițit de masa amorfă și de uniformitatea desfigurantă. Tot mesajul meu țintește în final spre o singură întrebare. Care să fie rațiunea din care îmi trăiesc eu viața?